scor de 7-3, Viorel, în defavoarea ta de data aceasta, intri în cursa de eliminare și oamenii vor avea la dispoziție o săptămână să decidă dacă pleci sau rămâi. Vreau să-mi spui în acest moment ce-ți dorești. Eu vreau să stau în casă, acum, dacă mi-am făcut și un cuplu. Și asta mi-era frică, știi, să fac un cuplu, pentru că știam că se întâmplă și chestia asta cu de curând. Vreau să plec sâmbătă. Dacă o ții așa, o să pleci cu siguranță. Nu, dar știi de ce cauz? De nicio cauză, da. Te-aș din cauză. Ai auzit de optimism și de hotărâre? Ai optimism, ai auzit de strategii? Nu mă interesează. Și totuși te să speri. Măi, până ce că ai scăpat, de ce nu ești bucuroasă? Nu mă interesează. De ce? Te înțeleg, tu la ce te așteptai, înțeleg. Dar și e pe mine, mi lași în pace. Cum să te las în pace? Nu sunt iubitul tău? Dar acum faci așa, că nu ai intrat. Și mie tot una. Adică nu înțelegi? Tu acum plângi că ai pierdut cursa pentru Bodrum. Nu înțelegi că mie tot una. Ori acum am peste 20 de ani tot una mie. Dacă ar fi așa cum zici tu, de ce plângi? Și nu ți-asumi tot ce se întâmplă? Că o să te miri tu. Poate ai rămas nemirat acum. Nu se știe, dar poate ajungem în final și ne căsătorim. Hai, taci cu asta. Numai că trebuie să fii optimist. Și în plus, dacă întreabă, dar la mine, nu știu că oamenii fac cum vor. Nu, vrei să rămâi? Spune că vrei să rămâi. Acum are motiv să rămână. Cum zici tu că dacă e să plece unul dintre noi, e mai bine să pleci tu prima? Păi da, pleci acasă la tine, nu? Dacă plec eu primul, e mai bine pentru tine. Singurul cadou care mi-a dat deja la e să rămân. Dar voi nu vă mai gândiți că... Nu, fiți optimiști, fiți tari, dar arătați că vă doriți mult și... Asta e, voi cel puțin săptămâna asta ați dat tot ce ați putut. Ați făcut tot ce ați putut. V-ați arătat dorința. Dacă nu se poate, nu se poate. Dar să nu vă căiți, am lăsat... Eu astăzi am zis eu că ai văzut el. Că bineînțeles că vreau, dar lumea face ce vrea. Nu, da, dar... Nu, vreau... Nu vreau să te las singur aici, în primul rând. Înțelegi? Nu vreau să te las singur aici. Nu mă lăsa. E destul de simplu. Convinge oamenii că mi-a lăsat. Ar fi urât, hai că plec eu, că plec, știi, da. Rămâne Laura singur. Știu. Asta mă gândesc. Ce oftez, mă, Vihore? Eu putea să fie mai frumos. Mai frumos de atâta? Ce mai frumos, mă? Să nu am starea asta. Ce vrei tata? Eu de ce mă, tu ar trebui, cred, să fii cel mai fericit din casă? Nu vreau să merg, că cine știe dacă mai merg, adică... Eu nu știu de ce ți-e frică. N-ai încredere. Aia, de capăt. Orice e posibil. Noi am vorbit odată despre astea? Da. Care și cum o să fie așa? Am văzut. Și următorul? M-am convins. Inevitabil. Ți-am zis că noi doi o să rămânem acum. Dacă n-ai încredere în mine, ce să-ți fac? Hai că și tu erai puțin așa. Un pic. Te gândeai că ești pe ultimul loc? Un pic. A, eu că sunt pe ultimul loc. Da, bine. Asta da. Nu. Dar eu mă refer la... Da. Eu mă refer la ieșit de tot din casă. Nu neapărat de ultimul loc. Așa poate să votezi lumea de afară, știi? Nu mie. Exact. La ne-au votat, vezi? Și la echipă. Da. Mireasă pe...